Toți copilașii care se vor plimba zilele astea prin Maritimul Shopping Center vor putea veni și vor primi de la noi creioane de colorat să coloreze cât doresc și le vom oferi chiar și cretă pentru desene pe asfalt. În rest, despre produse, servicii, așteptăm constanțenii la standul nostru. Bavaria Motor Constanța, dealer local pentru marca BMW, care face parte din grupul automobile Bavaria, care deține 12 locații în țară și are peste 20 de ani de prezență în România. Cu o cotă de piață de 70% din vânzările de autoturisme noi, marca BMW. În acest al cincelea an consecutiv în care participăm la salonul Auto Maritimo Constanța, expunem peste 10 modele BMW, printre care se află și noutățile din acest an, seria 7 și X1. Autoturismele expuse sunt BMW seria 1, seria 2 Active Tourer, seriile 3, 4 și 5, precum și modelele SUV X3, X4, X5 și X6, unele dintre ele fiind motorizare specială pe benzină, pachet ITM. Principalele caracteristici ale modelelor mărcii BMW sunt putere și sportivitate, tehnologie performantă, confort și accesorii, siguranță în trafic, design modern și imagine. Pe perioada salonului auto, Bavaria Motors Constanța invită clienții să viziteze standul unde vom oferi prețuri speciale pentru majoritatea modelelor expuse, precum și modelele mini, care de asemenea vor fi prezente în standul nostru. Din Darius Motors, e adevărat cel mai nou dealer pe piața din Constanța, dar nu este atât de nou, întrucât grupul Rădăcini are o vechime de câțiva ani pe piața auto. Grupul Rădăcini s-a extins de la începutul acestui an prin comercializarea în mod exclusiv a mărcii Volkswagen în Constanța, prin una din firmele sale, Darius Motors. De aceea suntem parteneri noi, dar suntem parteneri vechi și de încredere pe piața constanțeană. În acest an, Rădăcini și Darius Motors o să prezinte doar marca Volkswagen la standul de la salonul auto. O să vedeți și sperăm să ne vizitați ca să puteți să vedea și noul Tiguan lansat anul acesta, noul Up lansat anul acesta, precum și modelele electrice. Se pare o tendință din ce în ce mai accentuată a pieței auto. E Golful, Golful GTE. Nu o să facem sesiuni de test drive la salonul auto, dar imediat după, pe toți cei interesați, îi vom plimba cu mașinile, inclusiv cu modelele electrice, de luni începând. Vă așteptăm să ne vizitați standul, unde o să descoperiți oferte pe mașinile expuse, precum și pe celelalte modele. Vă așteptăm cu drag și la stand și la noi la showroom. Văd că anul ăsta suntem ceva mai puțin decât anul trecut. Mai mult spațiu pentru cei care participăm. Exclusiv Auto este dealer autorizat pentru mărcile Jaguar, Land Rover, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, Subaru, Seat și partener Dasvelt Auto. Anul acesta ne prezentăm ca și anul trecut cu un cor de 1400 metri pătrați, modele noi. Pe Hyundai avem un model nou, este Elantra. Seatul anul acesta a lansat, dar nu avem disponibil, din păcate, primul SUV Ateca. A fost expus în Maritimo timp de 2 săptămâni și constanțenii au putut să-l vadă. Mărcile premium pe care noi le reprezentăm vin cu modele noi anul acesta. Jaguarul F-Pace, primul crossover al mărcii Jaguar, și un facelift la XF. Volvo a lansat și el anul acesta noul S90 și V90, modele ce sunt pentru prima dată, S90-ul este pentru prima dată în Constanța. Modelul de top cu care suntem mândri să ne prezentăm anul acesta este Volvo XC90 Excellence. Este cel mai luxos model creat vreodată de marca Volvo. Îl avem prezent la noi la showroom, la standul în cadrul salonului.
Bineînțeles, toată gama de modele este disponibilă și pentru test drive. XC90 T8, respectiv hibridul, este disponibil pentru test drive. Invitatul nostru de anul acesta, mâine, 3 septembrie, va fi Ilinca Vandici. Vă așteptăm cu drag la standul exclusiv auto. Participăm și în acest an la salon cu cele 4 mărci auto din portofoliu: Opel, Mazda, Suzuki și marca coreană SsangYong. După cum probabil ați aflat, Opel Astra a câștigat numeroase premii interne și internaționale. A fost desemnată mașina anului 2016 în Europa, mașina anului 2016 în România și a câștigat volanul de aur. Va fi prezentă la salon în cele 3 variante de caroserie: 5 uși, sedan și sportster. De asemenea, pentru cei interesați de comerciale, am pregătit o surpriză. Caravana de Opel comerciale este la Maritimo în parcare. Poate fi admirată în toată gama de motorizări și diferite variante de caroserie. Despre Mazda, fanii Mazda pot admira Mazda CX-3, un crossover perfect pentru oraș și pentru drumurile de munte, și Mazda CX-5, care beneficiază de tracțiune 4x4 cadou. La Suzuki, vedeta este Vitara S, care a câștigat premiul cel mai 4x4 SUV din România, cu care ne mândrim. Nu în ultimul rând, marca coreană SsangYong este prezentă la salon cu 2 modele, Rexton și Tivoli. Vă așteptam să vizitați standul ExpoCar, unde veți beneficia de prețuri speciale și surprize. Mulțumesc! Așa cum v-am obișnuit și în anii trecuți, vom avea toată gama Toyota disponibilă la stand, vom avea și modelele Lexus, Lexus RX și Lexus NX. Printre aceste modele avem și 2 premieri: Toyota Corolla, un sedan creat cu inspirație, iar surpriza o păstrăm pentru duminică, pentru toți clienții interesați de un test drive off-road. Vom avea în premieră noul Toyota Hilux, cel mai vândut pick-up din Europa, a ajuns la 8-a generație deja. În ceea ce ne privește, vă invităm să vedeți întreaga gamă Mercedes, sau aproape întreaga gamă. Mercedes-ul, după cum știți, a explodat atât în vânzări, cât și în mărirea numărului de lărgirea gamei de autoturisme. Veți găsi un S Cabrio, veți putea vedea noul E-Class atât de vândut și, în general, Mercedes-ul, așa ca o notă în subsol, reușește în piața premium locală să depășească jumătate din procente. Fordul vine cu un model interesant, am vrut să vedeți și Fordul RS, atât de performant în campionatul mondial de raliuri, dar în același timp găsiți întreaga gamă, inclusiv noul Ford Edge. Este un SUV compact, venit din piața americană, customizat pentru piața europeană. La Hyundai veți putea vedea noul Santa Fe, noul Elantra, autoturisme care, o marcă care și-a schimbat imaginea în ultimii ani și care este la nivel global în primii 5, cu mare poțintă chiar mai sus. Și nu în ultimul rând, vă invităm să aflați despre aplicația mobilă Țiriac Auto, o aplicație foarte interesantă care vă permite, doar prin simplu fapt că o aveți instalată, diverse avantaje în service și vânzări. Veți putea, prin intermediul ei, cei care aveți, vreți să veniți în service, să vă programați online, alegând ora la care doriți să veniți în serviciu, ziua și ora. De asemenea, puteți vizualiza întreg parcul nostru de autoturisme, format din sute de autoturisme din întreaga rețea,
cu fotografii și specificații pentru fiecare model. Un simplu touch și veți primi toate informațiile pe care le solicitați. De asemenea, aplicația vă permite asistență rutieră 24 de ore și așa mai departe. Și iarăși, în cadrul târgului, veți putea vedea și autoturismele noastre din parcul second hand, care, printre ele, sunt autoturisme cu câteva mii de kilometri, foarte bune, cu prețuri foarte bune.